Pace ție celui ce ai citit. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el, zicând: Învățătorule, cine a păcătuit? Acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns și le-a zis: nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până ce este ziua lucrurile celui care m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină
din scuipat și a uns cu tine ochii orbului. Apoi i-a zis, mergi, te spală la izvorul Siloamului, care se târguiește din Is. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte, că era cerșetor, se întrebau zicând, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, alții ziceau numai că seamănă cu el, dar el însuși zicea, eu sunt. Deci l-au întrebat, atunci cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns și le-a zis, omul care se numește Iisus a făcut tine și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis, mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat, unde este acesta? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel care mai înainte fusese orb și era într-o zi de sâmbătă, când a făcut Iisus tine și a deschis ochii orbului. Deci, din nou l-au întrebat fariseii cum a dobândit vederea. El le-a răspuns, tine a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Iar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinarea între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce pusese orb, tu ce zici despre el pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar, i-au întrebat pe ei și le-au zis, acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede acum? Noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui? Noi nu știm. El este în vârstă, întrebați-l pe el. El singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că de-l va mărturisi cineva pe Iisus, că este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis, este în vârstă, întrebați-l pe el și vă va răspunde. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-a zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns, de este păcătos, nu știu. Eu una știu că eram orb și acum văd. Deci, l-au întrebat iarăși, ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El a răspuns, acum v-am spus vouă și n-ați auzit. De ce voiți să auziți încă o dată? Nu cumva vreți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Atunci l-au oprit și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm și nu știm de unde este. Răspuns a omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. După ce, dacă ar fi fost acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar putut face. Ei însă au răspuns și au zis, în păcate tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l, l-au întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat, cine este Doamne, ca să cred în Dumnezeu? Iisus i-a spus, l-ai văzut pe el, căci cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a grăit și a zis, crede-o!